Duminică 25 noiembrie 2018, ora cât e? 1 noaptea, cred, aproape, nu? S-au trecut de... aproape trecut de 1 noaptea. Am participat la festivitatea de premiere a expoziției Colombofile pe zona Moldovei, provincie, da? Zona de sud-sud-est. Este ediția întâi, a fost o reușită de plină, zic eu. Tu, Cosmin, ai fost pilonul de bază, să zic așa, al întreg sistemului de organizare aceste expoziții. Personal te felicit. Mulțumesc. Trebuie să spunem că te numești Constantinescu Cosmin, da? Cosmin Bogdan. Bogdan, așa, ești președintele clubului de aici din Dărmănești, da. Afiliala UCPR. Dărmănești, deci clubul se numește Voiajor Mâinești. Da. De ce se numește Voiajor Mâinești? Pentru că între Voiajor Mâinești și CSC Stejarii Onești este o distanță foarte mică și nu aveam cum să-i punem la Dărmănești datorită distanței care da. Nu ne permitea conform da. RNS-ului. Câți membri la club aveți? 56 de membri acum. Aveți, aveți. Deci am anul trecut am avut 42 de membri, dintre care 38 de zburători. A fost foarte greu pentru că în urmă cu 2 ani eram 17 membri. Ați crescut frumos așa. Am crescut datorită faptului că am găsit sprijin alături de membri și au văzut din alte părți că suntem serioși și nu avem nimic de ascuns și totul o facem din plăcere. Da. Și ni s-au alăturat an de an membri. Probabil că anul o să aveți și mai mulți. Da, deci din 42 anul trecut, acum suntem 56 membri cotizanți. Sperăm că și zburători tot la fel. În rest... Cu organizarea cum te-ai descurcat? A fost dificil, nu? Am văzut că ai avut... vă spun sincer, n-am știut... La ce te bași, nu? La ce ne îmbarcăm, dar datorită faptului că m-au susținut colegii de club și în general prietenii. Când mă refer la prieteni, vorbim din toată zona Moldovei. Spun eu că a fost ușor. A fost ușor. Acum sper să vorbești după ce, ai, da. După ce s-a încheiat, dar a fost o muncă mare, o muncă titanică, da? Da. A fost. Asta este și sperăm de acum încolo să o ducem în continuare la bun sfârșit. Pentru că o facem din plăcere, din dragoste pentru porumbei și din dragoste pentru oameni, în primul rând. Cosmin, am văzut acum că la festivitatea de premiere ai primit și tu niște bine meritate distincții. Da, la ce categorie? La categoria fond maturi, am primit un loc cu 3. Mai am un o yearling de deci 2017 de la Marian Bucurică. În septembrie mi-a dat-o, n-am zburat-o și anul ăsta mi-a făcut chiar surprize. Chiar surprize. Plăcute, da. Plăcute. Mulțumesc și lui pe acest, cu acest prilej și urmează fondul, acolo să mai facem performanțe. Fondul e categoria ta preferată? Nu, categoria mea preferată este maratonul, dar... Anul ăsta se ieși mai bine la fond, nu? Mi-a ieșit mai bine la fond pentru că nu am avut chiar mult timp să mă ocup de ei. Da. Pentru că și munca, și jobul, și familia, da. Și pun familia pe primul plan. Te mai ajută cineva din familie în pregătirea porumbeilor? Nu. Nu? Singur faci totul, nu? Singur fac totul. De la curățenie până la îmbarcare, nu? Da, 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 da. Antrenamente, tratamente, singur? Singur, singur. Păsări de unde ai, ca și origine? Ne poți da câteva detalii? Știți cum e, nu pot să spun că am luat și de acolo, am luat și de acolo, am luat și de acolo. Nu vreau să-i denigrez. Dar... Să-i umis pe vreunii dintre ei, probabil. Dar... Ca începător, când, deci n-am început de mult... Câți ani ai de columbofilie? Ei, am avut când eram copil, dar de când zbor, 4 ani, 3-4 ani, cam atât. Te poți numi relativ începător, nu? Începător, da. Începător, față de alții care de mulți ani au, da.
Mai avut un sfat de la finul, de la ăla, de la ăla, să faci așa, să faci așa. Ei. Ai încercat să le pui în practică, nu? Ei, am încercat, am mai pus-o de la mine. Dar uite că ți-a ieșit, în final ți-a ieșit bine, nu? Ești mulțumit de cum te-ai mișcat în 2018, de ce rezultat da, ai avut? Da. Dar mai mult îți mulțumit, deci nu sunt ca alții să mă bucur numai pentru mine. Mult mai satisfăcut am fost despre rezultatele clubului, clubului și județului în general. În județul Bacău suntem două cluburi la UCP, deci Voiajorul Moinești și Stejarii Onești, care am încercat cât și de cât să muncesc pentru toată lumea și asta e satisfacția mea. Deci nu numai a mea proprie, și a cluburilor din județul Bacău. Frumos, așa este. Da. În final, pentru 2019, ce planuri ți-ai făcut, atât din punct de vedere organizatoric, cât și din punct de vedere al rezultatelor pe care ți le-ai dori să le obții? Rezultatele pentru mine vin de la sine, dar vreau să fac o asociație județeană, să ne strângem cu toții, să fim uniți și atât. Ar fi frumos. Da. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Numai bine. Te felicit după aceste zile grele, după săptămână plină, sunt convins de asta. Îmi cer scuze și eu, poate am avut emoții. Nu poate... e problemă. Se înțeleg, dar se înțeleg. Dar o ieși bine. Ai cred că ai ieși bine. Oamenii ai văzut că te-au felicitat acum la final. Da. Și ar trebui... Le mulțumesc foarte mult. Și mulțumesc toți colaboratorilor din la UCP. Toți a fost alături de mine. O atmosferă deosebită, de la organizare da, perfectă. Și mulțumesc și domnului primar că a fost alături de noi. Și mulțumesc în primul rând colegilor care m-au ajutat, Titi Ciurlică, Patali Vasili, Cloșca Nicolai și mulți alții. Ia spune-mi ultima întrebare. Spuneți. Dacă în 2019 s-ar lua decizia să organizeze tot aici, te-ai mai angajat să... Da. Da? Da. Mă bucur. Felicitări încă o dată. Numai bine. Toate cele bune. Sănătate. Numai bine.